Deci pe la începutul secolului 20 s-au pus bazele acestui așezământ cu destinația de leprozerie, adică un loc unde bolnavii de lepră din toată țara să fie adunați și îngrijiți. De tratament la vremea aceea nu se putea vorbi. A fost o primă etapă a spitalului până în 1916. În 1916 a fost desființat de bulgari. Bulgarii erau aliați în primul război mondial cu nemții, cu germanii. Bulgarii au atacat Dobrogea, au ocupat-o și în 1916, odată cu ocupația bulgărească, bulgarii au ajuns și aici și au desființat spitalul Tichilești. Se spune că ar fi dat foc, ar fi alungat cu duritate pe bolnavi. Unii și-ar fi găsit sfârșitul atunci. Asta până în 1918, după sfârșitul războiului, când bolnavii de lepră, care se duseseră care încotro, cei mai mulți spre casele lor, au fost din nou adunați și duși de data asta la Lărgeanca. Lărgeanca în Basarabia, nu departe de noi, peste Dunăre, Ismail, lângă Ismail este comuna Lărgeanca și acolo undeva s-a făcut, s-au pus bazele unui așezământ pentru, așa, la repezeală, pentru bolnavii de lepră adunați din toată țara și din partea basarabeană care revenise României după primul război mondial. Condițiile de acolo erau mult mai grele decât aici. Condițiile naturale, în primul rând, după cum vedeți, spitalul e foarte bine, frumos așezat în această vale, înconjurată de păduri, de tei, de salcâm. Este un colț de rai cu adevărat. Apoi este aproape de Dunăre, aici erau bălți, bolnavii își procurau. Erau bălți în zonă? Zona revărsarea care era plină de bălți. Toată zona asta, revărsarea acum, da, înainte de desecare, era o zonă cu, făcea parte din lunca Dunării și erau numai și numai bărți naturali. Și se putea pescui și bolnavii, la început, mulți ani, nu au avut cantină organizată. Nu se făcea mâncare de spital. Spitalul le dădea o sumă de bani, un fel de alocație zilnică, din care ei se gospodreau. Cei mai mulți își făceau piața, se făceau și târguri aici în spital, veneau țăranii din satele învecinate. Era o atmosferă bună și oamenii îi acceptau, oamenii de aici, din zona revărsare Isaccea. Ceea ce nu se întâmpla dincolo. La Ismail, acolo, erau primiți cu ostilitate și cu răutate. Au fost vizitați atunci de un mare ziarist, v-am mai spus asta cu în alte împrejurări, Brunea Fox îl chema, un ziarist celebru în perioada interbelică, a făcut un reportaj, 5 zile printre reproși, a stat într-adevăr 5 zile cu bolnavii de lepră în condițiile de după război grele și lepra nu e așa cum o vedeți acum. Era îngrozitoare pentru că lepra, în afara lipsa tratamentului, mutilează și distruge fața, mâinile, picioarele. Plăgile se și infectează dacă nu sunt bine îngrijite, nu erau nici materiale sanitare, nici medicamente, nici nimic după război, în condiții destul de grele. A stat totuși 5 zile printre bolnavii de lepră și a scris un reportaj zguduitor care a transmis și dorința bolnavilor de a reveni la Tichilești. Se pare că a avut un efect puternic acest reportaj. A fost, s-au constituit imediat organizații și cu statul împreună și au strâns bani și au făcut acest spital, așa cum îl vedeți acum. În 1928 a fost finalizat și într-o noapte de august au fost aduși înapoi bolnavii de lepră de la Lărgeanca, Ismail, la Tichilești, Isaccea, Tulcea. În 28. Cam 160, cam așa. 160-180 de bolnavi, cred că erau. Pentru că erau din toată țara adunați. Și de atunci până astăzi spitalul funcționează neîncetat. Clădirile pe care le vedeți sunt din 28, cele mai multe. Pavilioanele astea în care sunt bolnavi, din spatele nostru, pavilioanele, pavilion administrativ, apoi prin 36 s-au adăugat încă două clădiri, clădirea mare cu pavilionul cu etaj unde acum funcționează căminul de bătrâni și casa locuința medicului, acolo la intrare în spital. În 2000 am revenit aici, dar prima dată în 91. Da, mi se pare, lor de tot. Sunt într-adevăr, ca fac
parte din viața mea și eu din a lor, cred. Așa vreau să cred. Vreau să vă rog să răspundeți, pentru că tot oamenii încă au îndoieli și le este frică și poate chiar mai veni unii să-i mai viziteze. Cred că cel mai mult oamenii acestea se feră de singurătate, pentru că sunt singuri, într-adevăr. Și... Da. Care este pericolul? Dacă există vreun pericol pentru ce din afara acestei colonii? Lepra este o boală contagioasă. Asta înseamnă că se transmite de la om la om. Printr-un microb. Îi spune bacilul leprei sau bacilul Hansen, după numele unui medic norvegian care a descoperit acest microb în 1850 și ceva. Iată, după mii de ani de evoluție, de-abia la 1850 s-a pus în evidență microbul acesta. Apoi încă a trebuit să treacă zeci de ani buni până să se pună la punct primul tratament eficient. De ce? Pentru că e un microb special. Nu crește în laborator, nu se poate inocula pe animale sau pe medii de cultură ca să-l poți studia. S-a făcut o comparație și comparația cu tuberculoza care a permis să se folosească, pentru că e din aceeași familie de microbi, Mycobacterium, și s-au folosit experiența din tuberculoză, s-a folosit și la lepră, rifampicinul sau rifampicina s-a folosit ca medicament de bază alături de Dapson și s-a realizat o schemă de tratament care a dus la o revoluție. Lepra a devenit boală vindecabilă. Boală vindecabilă. Cum este și tuberculoza, da. Bun, dacă este în prima fază de boală, poate fi tratată și stopată. Dacă e așa cum sunt bolnavii noștri cu sechele, aia nu se mai poate face nimic, stopăm evoluția. Teoretic. Pentru că totuși, când zici, multe cazuri au apărut reîmbolnăviri sau recăderi după perioade de acalmie și în prezența tratamentului. Deci e o boală destul de dificilă. E contagioasă, este și infecțioasă, infecțioasă adică făcută de un microb. Dar în lista bolilor contagioase este considerată cea mai slabă dintre toate ca și contagiozitate, deci ca putere de transmitere. De ce? Pentru că trebuie să ai niște condiții pe care să le porți pentru ca să te poți îmbolnăvi. Toți bolnavii noștri fac parte din familii în care au existat de-a lungul generațiilor unul, două sau mai multe cazuri de lepră. Acești bolnavi nu s-au născut bolnavi de lepră, dar s-au născut cu o predispoziție, o vulnerabilitate, o slăbiciune imunologic față de acest microb care a făcut ca atunci când au venit în contact cu bolnavul sursă de infecție să se contamineze și să facă această boală. Este pilda celor 10 leproși, cea mai cunoscută, pe care Mântuitorul Iisus Hristos i-a vindecat. Iată, noi spunem că este boală vindecabilă astăzi, referindu-ne la medicamente. Dar ea e boală vindecabilă de la Iisus Hristos încoace. Pentru că, în pilda celor, e boală vindecabilă, dar asta în ce condiții? În condițiile de credință și credincioșie. Adică doar așa se poate. Cei 10 leproși au fost, dintre cei 10 au fost vindecați, au fost vindecați, cred că toți, și doar unul sau doi i-a mulțumit Mântuitorului din credință și pentru ce a făcut. Deci aceasta este o pildă specială care amintește de lepră și iată că spune că încă de atunci, făcută ca o minune, a existat vindecare. Bun. Dar boala boala a existat dintotdeauna și e pomenită în toate culturile lumii, în scrierile vechi, sub diferite nume, dar e aceeași boală. E o boală interesantă. Se ia, cum vă spuneam, în condiții speciale. Trebuie să te gândești dacă ai avut pe cineva bolnav de lepră în familie. Atunci, dacă vii în contact cu un bolnav de lepră, te-ai putea îmbolnăvi, dar contactul trebuie pe o perioadă mai îndelungată și în condiții speciale și mai ales în primii 10-20 de ani de viață. Deci, dacă ești adult, dintr-o familie normală în care nu există cazuri de lepră, e foarte greu să crezi că te-ai putea îmbolnăvi, chiar dacă vii în contact cu un bolnav de lepră în fază contagioasă. Au dureri la mine? Nu. Nu, că boala asta afectează în primul rând nervii. Nervii periferici. Sistemele centrale nu sunt afectate deloc. De aceea boala nici nu omoară. O porți, lepra afectează nervii ăștia, sistemul periferic și pielea, mutilează, dar nu te omoară. Tuberculoza omoară netratată în câteva luni, un an, doi. De-aia și Ioana era așa de senină, așa, da. Că, pur și
înțeleg, sunt niște oameni normale, asemenea noi. Da, așa, asta. Cred că noi am încercat să facem asta ca o țintă principală pentru ceea ce facem aici. Dincolo de tratament și îngrijiri, de care au absolută nevoie, în primul rând este felul în care îi tratăm ca și semeni ai noștri. Să îi facem să se simtă oameni normali și nu niște paria, eliminați cumva. Și asta am făcut-o și împreună cu ajutorul dumneavoastră al presei, de bună credință. Oamenii care au venit aici și au vrut să vadă povestea unor oameni afectați de o boală, dacă sunt în fond semeni de ai noștri. Și cred că am reușit să facem acest lucru. Vă amintiți asta când am fost împreună și atunci când ne-a vizitat domnul Jonathan Shale? A fost o vizită foarte importantă, pentru că un mare demnitar, un alt demnitar european, a transmis un mesaj. Acești oameni sunt oameni ca și noi, a băut dintr-un pahar de vin făcut de Tatulea, primarul neoficial de atunci, și această imagine a fost difuzată intens în țară și în străinătate și a transmis un mesaj absolut corect și care cred că este definitoriu pentru ceea ce este astăzi Spitalul Tichilești. Și spuneam că nu-i doare, pentru că, printre altele, se face o anestezie locală. Și plăgile pe care le-ați văzut sunt ca și consecința acestei anestezii. Adică ei se pot lovi puternic sau se pot arde fără să simtă. Pot pune mâna pe flacără și nu simt. Sau în sobă. Și atunci, după aia, apar leziunile care nu se mai vindecă. Tot datorită distrugerii sistemului nervos periferic. Dar e o distrugere parțială, pentru că alte simțuri le păstrează. Nu mai păstrează doar simțul tactil și simțul dureros. Simțul dureros și simțul termic. Pardon. E foarte ciudat, e o boală interesantă încă și astăzi, după atâția mii de ani. E o boală care se studiază în centre universitare, s-au făcut în unele centre de specializare separată, leprologie. Și am vizitat un spital de lepră la Istanbul. Acolo sunt cazuri multe, de ordinul sutelor sau al miilor de cazuri în Turcia, mai ales în partea asiatică. Spitalul nu este leprozerie, adică un loc închis, un loc de izolare permanentă. Este un spital cu mai multe secții, dermatologie, neurologie, ortopedie, chirurgie, reparatorie, oftalmologie. Sunt internați pentru un timp, apoi sunt tratați, diagnosticați, se stabilește tratamentul și sunt trimiși acasă și urmează acasă tratamentul prin rețeaua de medici de dermatologie sau medici de familie, ca și la tuberculoză. Deci sunt strict supravegheați pe perioada de tratament, care poate fi de până la 2 ani. Cazurile noi. Dacă sunt cazuri grave, cum sunt cazurile noastre, cele mai multe, și care au nevoie de asistență permanentă, atunci pot fi internat pe timp îndelungat sau permanent, cum este la noi. L-ați văzut pe nenea Costică. El nu poate să facă nimic. Nu se poate hrăni, nu se poate spăla, nu se poate ajuta cu nimic. Este nevoie de asistență permanentă. Iar plăgile pe care le are și el și mama Ioana, dacă nu le pansăm în fiecare zi sau de 2 ori pe zi, se infectează și pot cauza chiar moarte. De la infecție, nu de la lepră. Bun. Vreau să vă întreb, ei se căsătoresc. Am văzut că unii dintre ei s-au căsătorit, au făcut copii. E adevărat. Copiii, unii dintre ei s-au îmbolnăvit sau moșterii? Da, unii dintre ei, da. Este cazul mamei Ioana, pe care mama Ioana s-a căsătorit cu un bolnav. Au făcut o fată. Fata s-a născut aici și a făcut boala, o formă mai ușoară, tratată încă de la început, dar este și astăzi, după o viață petrecută în Tulcea, cu serviciu, astăzi este la pensie, datorită unor acutizări a unor leziuni mai vechi, este din nou internată în Spitalul Tichilești. Și mai sunt și alte cazuri. L-ați văzut pe băiatul Nea Vasile Tărâță. Îl știți pe Nea Vasile Tărâță. Fostul primar. Cu ghilimele. Primar onorific. Adică un fel de lider. Lider al comunității. Al comunității, da. Așa a fost întotdeauna, mai ales atunci când erau mulți bolnavi. Și era foarte bine așa. Pentru că acel primar era un om respectat și cu autoritate. Și n-a fost ușor să conduci
adunarea, comunitatea de leproși, când erau cu ordine de 10 sau până 100 și ceva. Se puteau mult mai ușor comunica printr-un astfel de lider recunoscut și care pornea dintre ei. Da, l-ați văzut pe băiatul lui Nea Vasile Tărâță și îl pomenesc pe Nea Vasile, Dumnezeu să-l odihnească. Este și el și moștenește via. Este tot pământul spitalului, dar e parcela lor pe care o au și o lucrează până ziua de azi. Da. Cât o trăi. Da. Este ultima leprozerie din Europa? Nu. În primul rând, că nu este o leprozerie. Că dacă era leprozerie, nu erați nici dumneavoastră aici. Adică leprozerie înseamnă un loc închis, izolat și gata. Și nu mai intră așa nimeni. Așa cum a gândit-o sau... nu. Nu, așa a fost gândită ca sistem de tratament în toată lumea. În perioada ceaușistă era un loc închis din alte motive, ideologice, pentru că lepra era asociată cu condițiile de viață, ori în perioada de bunăstare multilateral dezvoltată, nu se putea spune că în România există așa ceva. Cu toate astea, spitalul a funcționat și în acea perioadă comunistă, și chiar s-au și dezvoltat, pentru că aleile astea pe care le vedeți aici, parcul ăsta, pavilionul din spate cu bucătăria, sunt făcute în perioada aceea. Deci nu au fost oamenii lăsați de izolare? Nu deloc, deloc, dimpotrivă. A fost atunci, spitalul a fost bine îngrijit, finanțat și chiar au fost unele îmbunătățiri substanțiale, spălătoria și alte lucruri. Atunci s-a instituit hrana prin cantină cu bucătărie. Până atunci vă spuneam că se gospodăreau singuri. Spuneați că nu este ultimul din Europa? Nu este ultimul din Europa. Eu v-am spus că am văzut în Turcia, în Italia există 2 așezăminte, în Spania există, din informațiile mele, 2. Poate și în altă parte există centre speciale pe lângă universități unde se studiază în continuare această boală. Bănuiesc că există spitale de lepră și în țările vecine sau de la răsăritul nostru, dar nu avem informații. Deși bolnavii noștri sunt bolnavi care trăiesc până astăzi din Basarabia, ucrainieni de origine, sau ruși lipoveni care îmi spun că au rude bolnave de lepră și care sunt internate undeva la vecinii noștri. Deci înseamnă că există și acolo, dar nu. Nu pot să vă spun cum, unde. Da, cred că da, cred că da. Și vreau să vă mai spun ceva, dacă înainte de a mă întreba. În România lepra a intrat dinspre vest când a intrat, pe la 1500, cam așa ceva, în Evul Mediu oricum. Dinspre vest, vestul a fost bântuit puternic de lepră, adusă și aia, și lepra adusă pe ocean de prin, cu navigatorii spanioli, portughezi, englezi. Dinspre Ungaria a intrat și la noi în țară, așa că primele leprozerii în România au fost în Transilvania, pe la 1400, pe la 1500, pe la Cluj, pe la Sighișoara. Deci au fost leprozerii cel puțin 5. Eu am scris lucrurile astea pe care le-am preluat de la profesorul Vulcan, pe care pomenesc că a fost profesorul meu, care m-a și îndrumat și m-a îndemnat să vin aici să fac și lucrarea de doctorat pe care am și terminat-o. Profesorul Vulcan are o arhivă excepțională, a fost de multe ori aici, cazurile toate de lepră sunt arhivate pe familii, pe regiuni, pe țară și îmi amintesc de activitatea lui și toți bolnavii la o memorie pe profesorul Vulcan. Am făcut o paranteză și vă spuneam că primele prozerii au fost constituite în Transilvania. Bun. Deci, iată că și la noi în țară au fost mai multe locuri decât acesta. Atunci când se spune că Spitalul Tichilește, ultima leprozerie din Europa, nu e adevărat, din două motive. Nu e leprozerie și nu e nici ultima. Există așezăminte mult mai dezvoltate decât al nostru. Am pornit cu această idee să facem, să nu lăsăm să se prăbușească și locul ăsta să nu se stingă. Și m-am gândit la cămin de bătrân și apoi am încercat să pregătesc această idee ca să poată fi acceptată. Și vă amintiți că erați atunci în
presa tulceană, o persoană importantă și ați fost aici de mai multe ori și ați consemnat mai multe etape. Vă amintiți că încercam să creez evenimente și porneam de la Hramul Bisericii, de exemplu. Hramul Bisericii noastre, Hramul Sfântul Mare Mucenic Haralambie. Și invitam oficialitățile, prefectul, președintele Consiliului Județean, arhiepiscopul Tomisului, care a venit de două ori, și episcopul nostru, de acum, al Tulcei, a venit de două, trei ori aici la noi, la invitația noastră. E, și venind aceste personalități, le-am prezentat gândul meu și ideea mea. Și am găsit, așa a fost să fie cu ajutorul Dumnezeu, am găsit înțelegere și apoi colaborare la Consiliul Județean, pe vremea ce era președinte domnul Bela Curencu, care astăzi e senator, și am găsit o colaborare deosebită în persoane din Consiliul Județean. Domnul Motoc avea o echipă excelentă de oameni deștepți care știu să facă proiecte și s-a făcut proiectul, proiectul a fost ales și finalizat extraordinar, a fost dat exemplu ca proiect de succes. Și iată, acum funcționează și cu 30-35 de bătrâni care au condiții bune de viață. Și tot atâtea locuri de muncă pentru oameni din zona Isaccea. Deci vreau să merg mai departe cu un alt proiect. Pentru că nu mai sunt cazuri noi de boală. Mai sunt doar 21 și ea din anii 80. Cazuri noi de boală nu mai sunt. Deci endemia de lepră în România a fost stinsă. România nu mai figurează pe harta țărilor cu endemie de lepră. Și asta este un lucru bun și e bine să fie știut. În schimb, România figurează cu țări în care există încă astfel de așezăminte. Mai mult la noi este mai mult o locuință a lor până la sfârșitul vieții. Este o decizie care s-a respectat la un moment dat la nivel de stat. Adică să păstrăm acest așezământ pentru bolnavii de lepră până când o dat Dumnezeu să trăiască. Și e lăudabil acest lucru, cu toate că am trăit vremuri grele și le trăim și nici acum nu sunt dintre cele mai ușoare. Bun, dar, nemai fiind cazul de lepră și bolnavii noștri fiind oameni în vârstă, este clar că există un timp la care trebuie să ne gândim, pentru că nu se va stinge. Nimeni nu e veșnic. Se va stinge. Și ca să păstrăm locul ăsta și să păstrăm și experiența personalului, trebuie să facem ceva în continuare, alături de cămin și alături de secția de spital de lepră, să înființăm ceva nou. Și eu am o idee pe care vreau să o spun deocamdată și să o și înfăptuiesc, dacă voi reuși. Vreau să fac aici o secție pentru început și apoi un spital pentru îngrijiri paliative, se numește, sau spitalizare de lungă durată pentru oameni în vârstă, sau nu neapărat în vârstă, dar suferinți cu afecțiuni grave care se află într-o fază avansată de boală, care în general sunt respinși de spitalele obișnuite pentru că sunt mari consumate de fonduri, de resurse și sunt trimiși de colo-colo, nici familiile nu-i mai țin, cum știți, din ce în ce mai des se întâmplă acest lucru și atunci este o nevoie reală, așa cum este nevoie de cămin de bătrân, tot așa nevoie este de astfel de spitale. Astea poartă un nume, se numesc hospisuri. E un nume mai nou, așa se numesc. Multe dintre ele sunt în străinătate, nu-s de mult, și sunt patronate de diferite organizații neguvernamentale, de fundații. Există și de stat, altele sunt patronate de biserică. Eu vreau să fac aici un parteneriat, așa cum s-a făcut și Căminul, între stat, Ministerul Sănătății pe de o parte, Biserica Ortodoxă Română, țin foarte mult la acest lucru, și alte fundații, există o propunere de colaborare și din țară și din străinătate. În așa fel încât Spitalul Tihirești să funcționeze în continuare pentru început cu două secții, una de dermatologie, leprologie, atâta timp cât mai există bolnavii de lepră, pentru îngrijirea lor, și alta pentru astfel de bolnavi, în perspectivă, pe măsură ce se stinge activitatea secției de leprologie, să rămână și să se dezvolte activitatea pentru îngrijirile acestea speciale paliative. Și asta pentru că avem loc, acest loc deosebit, avem clădirile și mai ales avem oamenii pregătiți pentru așa ceva.
Pentru că sunt învățați cu îngrijirea bolnavului de lepră, care este un bolnav cu nevoi deosebite, așa că ar putea oricând să facă o astfel de slujbă, o astfel de misiune, o astfel de misiune. Nici prea mult nu cred că... În primul rând ar trebui ca această idee să fie purtată cumva, acceptată, agreată, să existe parteneriatul de care vă spuneam, să se implice și statul prin minister, și Biserica Ortodoxă, și poate și altele, Biserica Baptistă, un parteneriat mai larg, și să trecem apoi la înfăptuire. Nu știu exact cum, așa cum n-am știut cum o să fie cu căminul, dar el s-a făcut. Am pornit de la o idee și s-a ajuns un fapt, o realitate. Așa vreau și acum, sper. Să reușesc. Să reușim. Cu ajutorul Dumnezeu.